spun patronii stației GPL din Crevedia, unde s-au produs acele explozii și unde au murit doi oameni, dar și 56 de răniți sunt rezultatul acestor explozii, încă n-au fost chemați la audieri în fața anchetatorilor. Fiul primarului din Caracal, care este și el acționar majoritar, spune însă lucruri care îi contrazic pe anchetator, susține că tragedia n-ar fi pornit de la o țigară aprinsă. V-ați dumirit ce s-ar fi putut întâmpla acolo? Nu ne e clar, dar în niciun caz nu a fost vorba de o țigară, cum am auzit. Acolo nu era punct de lucru. Nu se comercializa GPL către populație. Se închisese punctul de lucru cu vreo 3 ani înainte. Acolo era o parcare și o clădire unde șoferii își făceau pauzele și dormeau și aveau bucătărie și baie. Și manevrele acelea de transfer dintr-o cisternă în alta, erau operațiuni normale sau a fost una accidentală? Nu știu de așa ceva. Noi nu am încuviințat așa ceva. Și practic, după închiderea punctului de lucru, acolo nu se mai făceau operațiuni cu GPL, doar erau parcate aceste cisterne? Da, erau parcate cisternele. Din păcate, s-a întâmplat într-o sâmbătă, când era mai puțin de muncă și erau mai multe cisterne acolo parcate. Dacă ar fi fost în timpul săptămânii, nu erau. Așa a vrut Dumnezeu. Sper să ne ierte. Acele cisterne erau în proprietatea firmei dumneavoastră sau erau doar niște chiriași? Nu, erau ale noastre. Cu ele făceam distribuție către punctele noastre de lucru și către alți clienți. Și știați despre această operațiune de transvazare dinainte? Nu, nu. Deci nu ați fost avertizat sau anunțat sau să dați, să vi se ceară undă verde? Nu. În mod normal, cisterna încărca și descărca la clienți. Nu făcea manevre de mutare a mărfii dintr-o parte în alta.